cum merge Diva la concert. Mă, de numirile astea, cum se numește? Lucruri așa? Ce îți dau 7 ani să mă machez? Doamne, n-avem timp să ne machem 7 ani, de machem repede de tot. Vrei sclipici, iubita mea? Gata, s-a mai dus un far. Orice. Dar răsările soare, cu simbol sub picioare. Neața, dragilor! Ce faceți voi, bine sănătoși, voioși? Eu sunt foarte fericită, pentru că astăzi este duminică și duminica, în sfârșit, am concerte. Și astăzi merg la Mangalia, la ziua Marinei, și avem un super concert în aer liber și mi-era foarte dor de public. Mă bucur că am început concertele, mă bucur că vin la voi, în orașele voastre, că ne vedem și mergem iar la mare. Și am început dimineața foarte bine, sunt în pijamale, după cum vedeți. M-am trezit, dar vreau să vă arăt astăzi rutina, cum mă pregătesc eu înainte de un concert. Cum mă coafez, cum mă machez, cum mă aranjez, dulapul este pregătit. Stați cu mine să vedeți ce se întâmplă, domnule, ce se întâmplă înaintea unui concert. Cum merge Diva la concert. Așadar, dragilor, mă pregătesc de spectacol și îmi place să mă machez aici în living, pentru că în baie avem renovări, în dressing mai puțină lumină, așa că îmi place să mă machez aici în living, îmi întind produsele pe masa din living și trebuie să-mi pregătesc fața pentru machiaj și folosesc pentru început produsele de la Foreo, care îmi plac foarte mult, le-am descoperit de curând. Avem această perie Luna 3, este un dispozitiv 2-in-1 de curățare a feței, o perie sonică și un dispozitiv de masaj facial, care masează foarte bine și curăță în același timp. Am un gel de curățare. Și așa ne pregătim de machiaj. Dragilor, aici aveți aplicația Foreo. Conectați dispozitivele la această aplicație și vedeți exact cum funcționează. Aveți device info, luna 3, apoi aveți how to use și vă explică exact aici cum să mișcați dispozitivul pe față. Și aveți și opțiunea find my device dacă pierdeți dispozitivul prin casă. Și acum începem. Luna 3, această perie sonică de curățare a feței, este și un dispozitiv pentru masaj facial care pulsează cu o rată de până la 8000 de pulsații sonore transdermice pe minut, eliminând cea mai mare parte a murdăriei și a uleiului, inclusiv a rezidurilor de machiaj. În funcție de intensitatea dorită a pulsației, puteți alege unul dintre cele 16 niveluri de putere. Parcă mă trezesc la viață, după somnul de frumusețe. Avem nevoie de multe ore de somn. Să fim frumoase, să n-am încearcă, să n-avem ochi umflați. Această perie poate fi folosită și împreună cu aplicația Foreo, care ne dă acces la o mulțime de tehnici de masaj facial. Aspectul pielii mele s-a îmbunătățit vizibil, iar de fiecare dată când o folosesc, am acea senzație instantanee de piele catifelată și un glow foarte nice. Acum, după ce tenul este curățat, folosim acest aparat Foreo Ber, care este un aparat de tonifiere a pielii. Avem aici, bineînțeles, în aplicație acest dispozitiv, device info, how to use, cum să aplicăm serul pe piele, cum îl distribuim în zonele pe care vrem să le tratăm. Punem serul pe față. Și avem aici intensitatea microcurentului, putem să selectăm, bineînțeles, de la 1 la 10. T-sonic, dacă vrem pulsații T-sonice, on and off, eu vreau on și start. Da, și microcurentul intră în piele, îl simt și mă gâdilă. Ber de la Foreo are o tehnologie de tonifiere a pielii cu micronutrienți. Sculptează și conturează fața și reîncarcă pielea pentru un ten strălucitor. Folosește pulsațiile tisonice și sporește strălucirea pielii. De așa se face, uite, așa pe linia bărbiei. Pe linia bărbiei, în sus, așa, în sus, sus, sus. Totodată, senzorii ultra-inteligenți scanează și măsoară rezistența pielii la electricitate la o rată de 100 de ori pe secundă. Gata, dragilor, acum să începem machiajul și mă dau cu un ser pentru ochi aici, așa,
Am de la Ghinot crema de fermitate, crema antirid, acum o folosesc pentru fermitate. Pentru că eu am un ten uscat, eu trebuie să mă dau foarte multă cremă, foarte multă hidratare, îmi place să mă dau tot timpul non-stop cu creme și pe corp, și pe mâini, și pe față, mă hidratez în continuu. Nu doar cu multă apă, 2 litri de apă, dar cu foarte multe creme. Trecem la fondul de ten. Am această Hydra Fresh, tot de la Ghinot, care este o cremă colorată de hidratare. Eluța, te-ai trezit? Această cremă hidratantă, care colorează, este și ca un fond de ten foarte, foarte light. Să-mi acopere un pic de tot petele obținute de la soare, pentru că am fost în prea multe vacanțe. Vacanțele vin la pachet cu pete. Acum dau cu un fart, rapid așa. Îmi place să mă machiez, dar nu prea. Adică la modul că îmi place să fiu machiată, dar dacă s-ar putea să fac acest proces în 10 minute, ar fi ideal. Și mă machiez așa, pe repede înainte. Nu sunt foarte atentă la detalii, dar până la urmă îmi iese uniform și îmi iese bine. Pentru că, fac chestia asta de la 12-13 ani. Dacă mergem la concert, punem un pic de SIDEF. Dacă nu mergem la concert, nu punem SIDEF. Un pic de sclipici. Ne punem sclipici de concert, așa un pic. Dar chiar dacă merg la concert, nu înseamnă că trebuie să mă machiez mai mult sau mult mai strident față de cum mă machiez eu everyday. E un pic mai mult, un pic mai, să zicem că îmi fac o diță de tuș un pic mai groasă, dar nu e diferență foarte mare pentru că nu îmi place să fiu foarte, foarte machiată. Acum, dăm cu tuș. O fac cu precizie că de experiența își spune cuvântul. Mai puțin de un minut mi-am pus tușul. Vrei sclipici, iubita mea? Poftim, iubita mea. Care? Asta e, uite, joacă-te cu el. Ia, uite. Cu degetul. Bravo! Gata, s-a mai dus un far. Am urmea de la Anastasia. Tușul este de la Dior. Este foarte bun de la Dior. Dar și remel nu mai pun gene false de mult. Înainte puneam fluturi așa. Pac, și când priveam așa, vedeam și în ceață. Nu mai folosesc. Mai am aici de la Chanel. Aceasta este o trusă de zi pentru că este fără SIDEF. Și asta este, să zicem, o trusă mai de seară, cu negru. Da, nu folosesc. Ah, avem frumos aici de la Dior, un far. Mă, denumirile astea, cum se numește asta? Roz! Nu e roz, este... Magenta! 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 Îmi mai jubi de magenta! Și desenăm un pic sfâncenele, eu îmi desenez sfâncenele, tot de la Anastasia. Avem acest tuș, la Anastasia. Le desenăm așa un pic, nu neapărat așa se poartă, dar îmi stă mai bine. Și punem un ruj, să zicem, de la Dior. Mai am acest anticear când de la Make Up Forever, foarte, foarte bun, dar acum sau hai să punem un pic așa. Parcă. Pune un pic, uite, o bobiță. O bobiță aici, o bobiță aici. Tata, adică nu vă imaginați că cine știe ce pregătiri se întâmplă, că cine știe cât durează. Nu, dragilor, eu abia aștept să vă văd și țaca-paca, mă pregătesc imediat. Punem acest ruj, mai punem un contur, dacă îl găsim, dacă nu îl găsim, facem și fără contur, nicio problemă. După ochi, repede înainte. Aș putea să pun un ruj mai strident, dacă e seară, ajung acolo și văd, atent, pun un ruj mai strident. Fixăm cu pudră, o să dau și cu un blush, și cu asta o să. Și gata, m-am machiat. Și așa, da? Așa, gata. Ochi. Vedeți mine, Alex, nu? Mm-hmm. De ce vedeți mine? Ești foarte comică. De ce stau 7 ani să mă machiez? Nu avem timp să ne machiem 7 ani, ne machiem repede de tot, avem copii, avem concert, avem emisiuni, nu avem timp să ne machiem 7 ani. Cum vedeți, îmi pun toate astea într-un pahar. Eu glumesc, ca să vă și bine dispun. Să râdeți, că să nu la vlogurile mele doar așa. Doar așa și, ce serioasă e. Să ne simțim bine, să ne distrăm. Și haideți să alegem părul pe care îl vom folosi la concert. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Sunt un influență adevărat, încat singur în lumina. Așadar, mergem în camera perucilor. Dragilor, acesta este dulapul care era jos, pe care l-ați văzut în multe vloguri. Avea 3 uși glisante, am tăiat una și l-am pus aici. Și aici este pantofarul
Deci pantofarul pe care vă vedea jos e aici. Și avem perucile așezate aici, trei pe care le folosesc foarte des. Și aici mai am altele care fac nani acolo. Sunt toate acolo, fac nani. Aceasta am folosit-o la ultimele trei concerte de la mare. Și după cum vedeți, petrișor m-am vârtit bine de tot. Deci m-am vârtit atât de bine încât peruca s-a făcut călți, trebuie să o scol. Și astăzi, pentru astăzi, eu o să-mi aleg această perucă foarte frumoasă. Pe care trebuie să o mai aranjez un pic, să o mai coafez un pic. La pul de scenă ar trebui să fac unul nou. Este trăfălit și cântat și plimbat. Culapul de scenă este aproape pregătit, hainele s-au spălat. În fiecare săptămână eu spăl aceste haine. Unele le duc la curățat, altele le spăl de mână. De exemplu, acestea se spală de mână. N-am pus să le bag la mașina de spălat. Avem câte 5 rânduri de haine, pentru că am 5 dansatoare acum în concert, 5 fete plus petrișor. Sunt foarte fericită că am fete noi, echipă nouă, au fost instruite în ultima perioadă de petrișor și sunt foarte bune, foarte bune. Și avem 5 pentru piesa rece, 5 pentru momentul latino, 5 pentru piese de la început, 5 aceste body-uri pentru uită-mă și îți mai aduce aminte, acestea pentru momentul de majorete, acestea pentru Like a Bunny și acestea pentru paradis. Hainele mele în partea aceasta și avem o rochiță frumoasă. Avem aici încă o rochiță cu această jachetă. Avem cele două ținute din videoclipul Iubește-mă, nu? Aici avem ținuta pentru majorete. Aici avem această salopetă foarte frumoasă pe care o folosesc la uită-mă și când fac acele acrobații cu picioarele în aer, picioarele desfăcute, trebuie să-mi iau această salopetă, că altfel n-am cum să fac acrobațiile în rochii scurte. Avem o jachetă de pene și întotdeauna, foarte important, întotdeauna am în plus pentru mine cel puțin, pentru că dacă se rupe ceva, trebuie imediat să fiu pe fază și să pot să înlocuiesc costumația respectivă într-un minut. Această jachetă și această rochie. Aici avem încălțămintea. Acestea sunt sandalele cu care dansez, acestea sunt măștile de la Like a Bunny. Aici sunt căștile cu pampoanele de la majorete. Aici avem cizme pentru dansatoare. Și avem acest body superb. Acest body a fost cusut manual de o doamnă foarte drăguță. Este foarte greu. Are, cred, nu știu, un kilogram, două, trei, nu știu care. Și este cu perle, cusut manual. Avem și aceste caschete pe care le folosim la momentul de carnaval. Se pun așa pe cap. Și aceste pene cu care dansează fetele și își fac vânt, așa. Și costumația de călușarii dans pe care îl face petrișor împreună cu una din fete. Acesta este dulapul de scenă. Cu acesta merg la toate concertele și întotdeauna se pune foarte aproape de scenă, într-un backstage sau într-un backstage improvizat, dacă nu avem. Și ne schimbăm la fiecare 6 minute, 5-6 minute, cam în 30 de secunde, 40 de secunde, ne schimbăm, totul are loc prin rotație. Atunci când sunt fetele în scenă, mă schimb eu și când sunt eu în scenă, se schimbă ele, totul are loc cu o viteză foarte, foarte mare. Aici mai avem ținute de scenă și câteodată le mai schimb pe cele din dulap. Avem și ținutele pentru Andre, avem tot felul, aici este rochea Andre. Aici este raionul ținutelor de scenă și în funcție de stare mai schimb ceea ce am în dulap cu ținutele de aici. Am și aici tot felul de ținute de scenă, pantalon și constant fac ținute de scenă. Le dau un lucru. Acesta este sutienul cu care dansez. Este cusut manual de mine. Eu l-am făcut, așa. Sunt mândră și mai am chestii pe care eu le-am făcut. Peste tot ținute de scenă, iar sutiene cu sute de mine, tot felul, rochii de scenă, să tot fie. Mă bucur că au început concertele, așadar, dragilor, ne vedem la concert!